copiesc domnul Andreescu, am să încep cu sfârșitul discursului dumneavoastră. Cu rândurile bun venit de la început celor doi artiști. Și de asemenea, așa cum spunea și domnul Andreescu, este onorată prezența celor doi pentru noi, pentru filiala noastră, pentru această galerie. După cum puteți vedea, este o expoziție extrem de serioasă, nu este făcut nimic în grabă, totul este rodul unei munci atente, asidue, fiecare dintre cei doi încercând să se prezinte publicului altfel decât s-a prezentat mai înainte. Domnul Ionel Radu, bineînțeles, în nota care îl caracterizează, dacă ne aducem aminte de la acele peisaje impresioniste de delta, de apă, de, știu eu, de sat pe malul lacului și așa mai departe, rămâne relativ în tematica respectivă, numai că la cu totul și cu totul la nivel. Și după cum ne-a arătat ani de zile, a mers extrem de interesant și pe drumul lucrărilor, compozițiilor abstracte sau relativ abstracte, cu foarte puține trimiteri în realitate, pe care le-a tratat cu o seriozitate deosebită și cu, cum să spun eu, cu o viziune, cu totul ieșită din comun. Eu chiar l-am dat de exemplu și elevilor și studenților mei, referindu-mă la acele lucrări. Apoi să ne aducem aminte și de peisajele mult mai apropiate de realism. Și când spun realism, nu spun naturalism, că domnul Radu face foarte bine această diferenție.